Bun găsit! Astăzi vom efectua scăderi împreună cu Alex și Maria. Alex și Maria sunt colegi de clasă în clasa pregătitoare. Astăzi, Alex are nevoie de ajutor pentru a înțelege mult mai ușor cum trebuie să efectueze o scădere, cum va proceda și cum va scrie pe caietul său. Maria s-a oferit să-l ajute și îi pune pe băncuță diferite obiecte. Câte creioane a așezat Maria? Să numărăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Din cele 13 creioane, Maria ia 2 creioane. Alex își pregătește caietul și efectuează scăderea. 13 minus 2 egal 11. Maria așează cărțile și Alex numără. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cărți. Acum Maria ia 5 cărți. Alex notează în caiet. 9 minus 5 egal 4 cărți. Să lucrăm împreună cu Alex și Maria. Numărați mingile. 1. Luați 4 mingi și notați pe caiete scăderea. 15 minus 4 egal 11 mingi. Ajutați-l pe Alex să aleagă operația corespunzătoare exercițiului de mai jos. Privește ce se întâmplă și scrieți pe caiet operația de scădere corespunzătoare, apoi calculați rezultatul. Dacă este necesar, opriți acest filmuleț. Nu uitați să vă verificați și să numărați cu atenție. Operația corespunzătoare acestui exercițiu este 14 minus 3 egal 11. Alex a reușit să înțeleagă scăderea și vă mulțumește de ajutor și vouă copii. Pe curând!